A apărut cumva la suprafață prin gura unor analiști politici de la București care spun că văd două pericole care nu țin de Republica Moldova, ele vin cumva de la sine. Unul e legat de alegerile europene și de riscul venirii forțelor radicale de dreapta care nu vor neapărat extinderea Uniunii Europene, și un alt risc despre care vorbesc analiștii politici de peste Prut este așa zisul pericol Orban, care iarăși am văzut că deja a înaintat tot felul de condiții pentru sau pretenții față de Ucraina pentru începerea negocierilor, pentru că, să știe și cei de acasă, orice stat poate impune veto pentru începerea negocierilor, pentru aderare și așa mai departe. Dumneavoastră, vedeți aceste pericole? Decizia Consiliului European, ca cetățenii care ne privesc să înțeleagă, este votul fiecărui lider de stat exact pentru această decizie. Și este nevoie de o decizie unanimă. Acum, într-adevăr, fiecare stat au procese politice interne, au anumite considerațiuni să voteze sau nu. La această etapă, mereu există acest risc. Însă, cel puțin noi ne angajăm și este un proces care decurge din momentul în care am depus cerere de obținere a statutului de țară candidat, să discutăm cu fiecare țară în parte, să explicăm ce se întâmplă în Republica Moldova, să arătăm progresele noastre care le realizăm. Deci, comunicarea noastră pe integrarea europeană nu se întâmplă doar Chișinău-Bruxelles. Ea se întâmplă cu fiecare capitală europeană, cu fiecare lider care trebuie să stea să voteze pentru deschiderea negocierilor. Cum este comunicarea cu Ungaria și care sunt reacțiile Ungariei la această solicitare a noastră? Din ce cunosc eu, este o comunicare bună. Deci noi avem o comunicare prietenoasă, au fost și vizite bilaterale, există poziția Ungariei pe care cu toții o cunoaștem, dar la această etapă, de fiecare dată, s-a reușit să depășim aceste îngrijorări sau poziția pe care ei au vis-a-vis de Ucraina, și eu cred că și Ucraina o să reușească să depășească acest moment și țările Uniunii Europene o să reușească să găsească un consens. Eu sunt optimist în această privință, ori Uniunea Europeană mereu a reușit să găsească un consens în votarea asemenilor chestiuni strategice. Un lucru important este că în procesul de sau drumul nostru spre decizia Consiliului, noi susținem deschis și tare oferirea sau deschiderea negocierilor și pentru Ucraina. Beneficiem de aceeași poziție și din partea Ucrainei Unii, și Ucraina susține să mergem împreună la pachet. Dar, totuși, fiecare vot este un vot suveran a fiecărui lider. Până la decizie nu putem spune nimic clar. Muncim ca să avem o decizie unanimă. Vedeți pericolul ăsta, domnul Ciobanu? Dacă la pericolul Orban. Da, la pericolul Orban, nu cred. Cred că Republica Moldova e mai puțin afectată de idiosincrazii sau de sensibilități specifice maghiare. Dacă am fi avut și noi o minoritate maghiară în Republica Moldova, poate e păcat că nu avem, că, cum să spun, ar fi niște cetățeni devotați valorilor europene și așa cum sunt și comunitatea maghiară din România sau comunitatea germană din România. Da, bun. Am moștenit ce am moștenit și nu cred. Eu cred că Ungaria va susține dialogul cu Republica Moldova și integrarea.